i-a făcut toate poftele, dar finalul este incendiar. Imagini siropoase cu Andreea Marin și iubitul Imagini siropoase cu Andreea Marin și partenerul ei, Adrian Ionuț Brâncovianu. Fotografiile în sine arată clar că fosta zâna a surprizelor are gânduri pe termen lung cu iubitul consul. Așa că nu ar fi exclus ca în viitor cuplul să ajungă în fața altarului. Andreea Marin a trecut prin trei divorțuri, dar acest lucru nu o împiedică să iubiască în continuare. După ultima separare Fosta zâna a surprizelor a început o poveste de dragoste cu Adrian Ionuț Brâncovianu, consulul României în Libia. Cei doi petrec mare parte din timpul liber împreună, iar zilele trecute, bărbatul i-a făcut partenerei lui toate poftele, finalul fiind de-a dreptul incendiar. Zilele trecute, fotoreporterii Cancan, Can, Roy, au întâlnit pe Andreea Marin și Adrian Ionuț Brâncovianu în Molbănia într-un moment de relaxare. Au ales să ia prânzul într-un restaurant autentic grecesc. Acolo și-au răsfățat papilele gustative cu preparate premiate și arom speciale. În local, fosta zâna a surprizelor și iubitul consul au petrecut câteva zeci de minute. Bărbatul a fost cel responsabil cu achitarea notei de plată. Ulterior, Andreea Marin și Adrian Ionuț Brâncovianu s-au plimbat prin mol. Cu zâmbetul pe buze, au colindat mai multe magazine. Cei doi s-au ținut de mână, semn clar că flacăra iubirii între ei arde în continuare. Nu ar fi exclus ca, în viitor, prezentatoarea TV să ajungă în fața altarului pentru a patra oară. Cert este că le stă bine împreună și se comportă, deja, ca un cuplu căsătorit, așa cum se poate observa din imagini. Andreea Marin, despre relația cu Ionuț Brâncovianu, a meritat așteptarea. Andreea Marin și Ionuț Brâncovianu au făcut sacrificii pentru a-și menține relația. Timp de doi ani au făcut naveta pentru a se vedea În înrucât la acea vreme, bărbatul locuia în Africa. Dar de ceva timp, iubitul consul al vedetei stă mai mult în România. Iar lucrurile între ei merg perfect trăim împreună și ne construim o viață unul alături de celălalt și e tare frumos. Nu vreau să intru în detalii pentru că vreau să păstrez intimitatea noastră, dar pe de altă parte, a meritat așteptarea. Construim și fizic și construim o viață împreună, a declarat în luna martie Andreea Marin.